Turiștii care își vor petrece acest sfârșit de săptămână în inima munților vor trebui să se echipeze cu haine groase și asta întrucât temperaturile sunt destul de scăzute în zona alpină, iar vântul se va înteți în zilele următoare. Vreme schimbătoare, vânt și temperaturi care ne duc cu gândul la toamnă. De asta vor avea parte turiștii care își vor petrece acest sfârșit de săptămână pe crestele munților. Totuși, să nu uităm că suntem încă în luna lui Cuptor, așa că soarele va fi și el destul de generos. După informațiile care le avem, sunt foarte mulți turiști în zonă, de acum deja, și o să fie mai mulți la sfârșit de săptămână. Referitor la vreme, se anunță o vreme mai bună, dar cu vânt în zona alpină și precipitații probabil duminică. Și astăzi s-ar putea să plouă, dar important este că a scăzut foarte mult temperatura, este în jur de 12 grade, bate vântul puternic la ora actuală. Deci ca sfat pentru turiști să se echipeze bine, să ia neapărat un anorac de vânt sau canadiană ceva și plovăr, seara este răcoare și dimineața. Pe traseul Transfăgărășan, turiștii vor trebui în schimb să se înarmeze cu multă răbdare. Înghesuiala va fi și în aceste două zile libere, ca la ea acasă. Transfăgărășan o să fie de obicei aglomerație internală. E liber, se circulă fără probleme, doar aglomerația o să pună probleme. Așadar, iubitorii de munte vor avea parte de un weekend destul de răcoros. Doamnelor și domnilor, acestea au fost cele mai importante știri din țara Făgărașului. Sunt Simona Urdea, vă mulțumesc pentru atenție, toate cele bune!